În această seară am avut bucuria ca la Dialoguri Contemporane să se întâlnească lansarea de carte cu muzica prin acordurile de pian, minunat interpretate de soliști timișoreni, cât și de o solistă invitată special la Dialogurile Contemporane, o japoneză, ne-a încântat cu piese proprii și piese din repertoriu internațional. Listen to Romanian pianist record music. So, and one of them, Radu Lupu. You know, I listened to his music many, many, many times. He's how to say, like my teacher. So I wanted to come to Romania. I wanted to see Romania, and he was. That country so produced many great artists. So I came here 25 years ago. A fost interesant și ce am putut să-i oferim ei în acest dialog a fost faptul că suntem o familie de pianiști, o familie care am crescut cu muzica împreună. Noi, adulții, am crescut și noi, în noi, prin muzică. Am crescut copiii în același spirit și acum ne bucurăm să-i vedem pe scenă având personalitatea lor fiecare. Ioan, într-adevăr, s-a detașat de noi, dar ați văzut, s-a și cântat împreună cu noi la 6 mâini. Deci suntem o familie care și separat și împreună dorim să răspândim armonie, ceea ce era și în ideea lui Hiroko, prin muzică, de a duce, cum am spus, și publicului binele, frumosul și adevărul în viața tuturor. Derulat în această seară, a luat naștere chiar în Japonia, la Kitakyushu, localitatea în care în acest an s-a desfășurat campionatul mondial de tineret la dans sportiv, ocazie cu care Roxana Lucaciu, timișoreanca noastră cu care ne mândrim, alături de partenerul ei, Paul Rednic, au reprezentat România și au fost campioni mondiali. Doamna Hiroko a ținut neapărat să cunoască delegația română pentru că dumneaei este extrem de legată, sufletește de locurile noastre natale, de România.
și povestindu-ne despre turneul pe care îl va avea în România pentru lansarea cărții pe care am lansat-o și noi în seara aceasta în Timișoara, s-a născut ideea de a organiza acest eveniment. Autorul cărții este unul dintre cei mai importanți profesori de budism în viață. Este și un activist pentru drepturile omului, a fost nominalizat de câteva ori pentru premiul Nobel și el dezvoltă o ramă a budismului numit budism Nichiren. Prima mea impresie referitoare la budism, fără să-l cunosc, nici acum nu-l cunosc cam puțin, era aceea a unei retrageri serene, a stoice, individuale din problemele lumii, pentru a ne regăsi pe sine, dar la un palier așa foarte izolat, foarte necomunicativ, foarte rupt, atomizat în raport cu lumea exterioară. Ei, acest tip de budism Nichiren s-a părut foarte aplicat din punct de vedere social. Ikeda Daisaku chiar spune că nu poți fi fericit când ceilalți nu sunt fericiți. Deci nu poți fi fericit în absența fericirii celorlalți. Și din punctul acesta de vedere, el insista foarte mult asupra aplicării acestor învățături budiste în viața de zi cu zi pentru ajutarea semenilor. Pare un fel de ideologie social-democrată cu un iz orientalist care ne spune că nu ne putem salva dacă nu putem salva pe ceilalți. Mi s-a părut că regăsesc foarte multe elemente pregnante din Noul Testament. Deci, mi s-a părut că regăsesc foarte mult iubirea creștină, iubirea lui Iisus și accentul acesta pus, repet, pe mântuire colectivă, nu pe mântuire individuală. Latura budistă a cărții, împreună cu interpreta invitată de noi, poate să ducă spre o seară asiatică. De ce nu la Timișoara? Avem atâtea consulate, este un oraș multicultural, multietnic. Nu cred că contează rasa, culoarea, important este că actul cultural să se desfășoare și să fie văzut de foarte mulți oameni.